Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cei mai scumpi cartofi prăjiți din lume au intrat în cartea recordurilor, $200 porția. Mămica. Acum, porția asta e o chestie foarte relativă. Ce tot cu prostel de-alea cu aur, cu... Da, stai puțin să vorbim despre porție. Nu știu ce înseamnă porție, adică porția poate să fie... 200 de grame, cam asta e. Practic de la un castron în sus. Mm. Un castron de la mare de salată pentru 4 persoane. Ar fi bine. Dar din nefericire azi porțiile noastre personale. Asta zic. Și porție la cărciumă, cartofi prăjiți, eu n-am văzut mai mult de 250 de grame la cărciumi de-astea fine. Da. Auzi, dar de ce nu facem noi unii de $210 porția? Ca să... Da, să ne bate în capul. Știi care e știre, știi? Asta e ca aia. Cel mai mare pitic din lume este piticul sovietic. Și cât de greu e să faci? Da, cu sculptura invizibilă de 15.000. Da. Facem una de 20.000, mai mare. Ala acea un metru jumate circumferință, noi facem de 2 metri. Doi băieți de la un post de radio din România au făcut cea mai scumpă porție de cartofi prăjiți din lume. $210. Practic. Vezi că avem nevoie și de George, că i-am luat aparatul ăla de tăiat cartofi și ne prinde bine acum. Da. Noi de ziua lui George am cumpărat un aparat cu care poți să faci direct cartofii franțuzești. El nu știa, se zice. Mă rog, să sperăm, îl chemăm să ne facă o dată, să vină cu agregatul și să facă demonstrație la radio. Deci facem porția asta de cartofi, practic prăjim o porție de cartofi prăjit și punem două hârtii de €200 înăuntru, că fac peste $200. Și asta e, adică... Mărunțite. Zic cu ăștia, de se ce fac, costă atâta? Se fac la New York, la o cărciumă numită Serendipity. Hai, naibii. Eu n-aș intra într-o cărciumă cu numele ăsta. Rețeta e așa, cartofi Chipperbeck. Băi, tu ai văzut, adică, prieteni, ați văzut câte mărci de cartofi au americanii ăștia? Numai, la noi sunt cartofi albi și cartofi roșii. Asta e o mare, asta e o mare problemă. Vorbeam la un moment dat, avem timp? Avem timp? Avem. Avem. Vorbeam la un moment dat cu niște băieți care făceau burgeri și la care am mâncat niște cartofi prăjiți excepțional. Și le-am spus la sfârșit, zic, băi, burgerul ca burgerul, dar cartofii sunt bombă. Și mi-au zis, da, și nouă ne plac foarte mult, zice, din nefericire, e foarte greu să-i nimerim de prea multe ori la fel. Zice, noi acum am cumpărat mulți, dar nici prea mulți nu pot să iei că nu țin. Că la noi nu găsești de două ori aceeași marfă. Da. Ceea ce e adevărat, problema pe care noi am avut-o ca nație și cu Vita... Asta voiam să spun, ai venit la ce voiam să spun. Deci în momentul ăsta cu cartofii, suntem cam cum eram cu tăieturile de vită în urmă cu 10-15 ani. Când nu exista decât ciolan, mușchi și pulpă. Și bălțată, că altceva n-aveam. Și bălțată. Acum, cât de cât mai găsești la magazin și niște tăieturi de vită, dacă vrei să-ți faci o friptură de vită corectă, mai găsești niște tăieturi și niște rase. Pe măsură ce vom evolua, vom afla și că sunt, de exemplu, găini de mai multe rase care au ouăle cu gusturi diferite, carnea este de altă consistență de la o rasă la alta. Noi încă... Deci votăm pentru asta. Pentru varietate în privința mărcilor și raselor de cartofi. Exact. Iar cu cartoful, da, e o mare problemă. Adică sunt cartofii, de multe ori sunt, uneori sunt făinoși, uneori sunt prea dulci, uneori... Da. Trebuie să știm, să avem control. Deci cartofi Chipperbeck, n-am auzit niciodată. Chipperbeck blanșați în șampanie Dom Perignon. Blanșați în șampanie Dom Perignon. Ce zici de asta? Așa, prosteală. Ieftină. Așa? Scumpă, de fapt. Apoi îmbăiați în oțet francez. Asta nu știu de ce se face. Ok. Apoi, de ce faci cu oțet? Poftim? De ce faci cu oțet după aia? Ca să-i frăgezească, bănuiesc. Serios? Cred că e un fel de marinare. Apoi fierți de 3 ori în grăsime pură de gâscă din sud-vestul Franței. Dar de ce de 3 ori? Asta mă întreb și eu. Cum faci? Deci ai fierbe muntura... Da. Nu? Și pui cartofii. Îi scoți, îi răcești, mai fierbe o dată? Îi scoți, îi răcești, mai fierbe o dată? Asta este plan? Praf, teoretic. Nu-mi dau seama. Astăzi... Dar mă rog, aici e o fiță. Oricum, asta am ca și noi. Cartofi făcuți în untură de gâscă sau de rață sunt o delicatesă. Da. Asezonare. Pecorino tartufelo de le Creti Senesi. Adică aduci direct de la Creti Senesi. Da. Fulgi italien de trufă neagră și sare gherond. Sare gherond folosesc și eu. Acum dau seama. Cu tot respectul. Eu? Și eu, așa e. E o sare gri. Da. Franțuzească. Exact. Foarte sărată. Da. E sub Maldon. Da. Adică pe ăștia iar de aici, la cârciuma asta șmecheră, la sare, da. E a ciupit. Sos. Un sos morne, făcut cu lapte de vacă, hrănită doar cu iarbă săracă, apoi unt manual de trufă. Hai, cred că sunt niște cetățeni care rup buchețele de iarbă și le bagă în botiște. Așa, unt de trufă neagră și brânză gruyère elvețiană.
Sosul ăsta morne... Avem și noi în supermarket gruier elvețian. Se, extraordinar. Sosul ăsta morne, un sos beșamel, dar și cu brânză. Asta e. Interesant. Da. M-am documentat. Am aflat lucruri noi. Sunt 5 sosuri fundamentale în bucătăria franțuzească. Ok. Da, asta e. Beșamel, velouté, spaniol, olandez, de roșii. Sosul de roșii e... Da, tomate, nu știu ce e esențial, da. Chestii fise. Și la final, cartofii sunt garnisiți cu aur de 23 de carat. Eram precis. Eram precis. Care aruncă cu $200 prețul porției. Exact. Care deci, altfel ar fi gratis. Mănânci cartofii ăștia, te duci la dentist direct plombat cu aur. Da. Eu aștept pe aia că... Stăteți în simie că mi-a rămas niște foiță de aur în scobitorie de argint aveți? Că-ți dai seama că nu merge cu dalea. Da, corect. Păi eu spun, bun, o fi cum o fi, cred că aurul ăsta strică toată treaba, aș mânca de curiozitate. Dar n-aș da, adică eu sunt fan trufe. Mamă, dar îmi plouă în gură numai când mă gândesc. O porție de cartofi prăjiți de ai noștri, albi sau roșii, nu contează, prăjiți în untură de porc, eventual mangalița, da. Cu mujdei pe deasupra. Da. Da, cu mujdei, tată, da. Mujdei. Înțelegi? Și cu telemea rasă. Păi, exact, telemea rasă. Și poate și un ou ochi spart pe deasupra. Auzi? Aici voiam să vină. Păi porția de cartofi prăjiți cu muștei și telemea rasă pe deasupra aia se mănâncă la castron. Nu se mănâncă mie dacă îmi dai un castronaș mic, o farfuriuță de cartofi de ăștia prăjiți cu muștei? Sigur că da. Sar la bătaie. Mă supăr foarte rău. Dar încă o dată, ca să încheiem subiectul. Așa. Pentru banii ăștia. Da. E bătaie de joc cu trufele. Ascultă-mă ce spun. De ce? Adică trufa ți acoperă gustul, adică ăia se chinuie să-i facă de trei ori în întură de rață. Și nu mai simți vaca aia care a mâncat numai iarbă. Păi nu mai simți niciun gust că ți acoperă trufa tot. Nu mai simți gustul aurului de 23 de carate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.